Care crezi, Ioana, că sunt beneficiile principale ale acestui curs? Sunt foarte multe, dar principal pentru mine, în primul rând, m-am vindecat de anumite răni emoționale, am conștientizat altele la care mai am de lucru și în continuare pentru mine, deci chiar mă fascinează această profesie. Mi-am dat seama că, începând să lucrez, mi-am dat seama că mă fascinează, mai ales NLP-ul, și atunci când am aplicat practicile de NLP, am obținut rezultate foarte bune și atunci asta m-a făcut să continui, să aprofundez NLP-ul în acest curs, pentru că noțiuni din NLP am făcut la Master Coach, pe care am aplicat deja și am vrut mai mult. Am vrut mai mult și acum, într-adevăr, am și mai multe tehnici cu care pot lucra atât cu mine, că mai am încă de rezolvat, cât și cu viitorii clienți. Ce vindecă efectiv și pentru ce ai recomanda acest curs? Atunci când simți că ai un blocaj, că vrei să avansezi în viață, dar sunt anumite stări emoționale care te blochează, care nu-ți dă voie să avansezi, să te simți așa cum îți dorești. Deci poate că ai un nou proiect, nu? Și deși hai să spun că știi foarte bine teoretic ce ai putea să faci și totuși simți așa ceva, o stare care nu-ți dă voie să avansezi. Deci eu asta am simțit, pentru asta l-am și făcut și am găsit răspunsul. Deci asta, practic, pentru acest curs recomand. Deci pentru acest, în special pentru deblocare. Pentru deblocare și pentru a avansa. Bineînțeles că sunt anumite, fiecare persoană, deci are altceva de rezolvat. De asemenea, dacă ai o traumă care sau nu te poți ierta, ceva din trecutul tău care te obsedează, care nu poți să treci mai departe, nu te poți ierta pentru acea experiență. Deci cel mai important, acest curs practic te poate ajuta enorm să poți dezatașa acea emoție și să scorți resursele din acea experiență și să mergi mai departe. Pe tine cu ce te-a ajutat? Încredere în tine. Pe tine, cu ce te-a ajutat concret acest curs? Deci pe mine m-a ajutat concret să am mai mare încredere în mine, să pot vorbi în public cu mai puține emoții, să încep să lucrez mult mai mult ca înainte în meseria de practitioner coach, deci în meseria de coach, vreau să spun, și să interacționez, să am curajul să interacționez cu mult mai mulți oameni. Care înainte, deci aveam anumite blocaje și simțeam că nu, deci că nu eram deschisă cu adevărat. Deci acum am început să fac pași concreți, să fac mai mult voluntariat, să mă implic în mai multe proiecte ale Academiei. Am simțit că m-am deblocat. Și o să văd pe parcurs, deci și mult mai multe. Deci acum încă e proaspăt, efectele încă sunt la început, dar sunt convinsă că o să descoper mult mai multe. Cum și unde vei folosi ce ai învățat aici? În primul rând voi folosi cu mine, deci toate tehnicile pe care le-am învățat, le voi aplica în primul rând cu mine. Deja am început, o parte deja le-am probat, să spun așa, dar încă mai am, deci mai am unele care încă nu le-am probat. Deci în primul rând cu mine, pentru a-mi îmbunătăți viața. Și după care cu toți cei din jurul meu, cu toți cei din jurul meu, care, bineînțeles, care vor, și cu viitorii clienți. Dacă ar fi să-mi dai un singur exemplu, concludent pentru tine, ce anume ți-a plăcut cel mai mult la acest curs? Cel mai mult mi-a plăcut că m-am descoperit pe mine, așa cum sunt, și că mi-am acceptat anumite părți ale mele care înainte nu le acceptam. Și mă simt minunat în acest moment. Simt că mă iubesc mai mult și că mă accept mai mult. Deci asta cred că pentru mine esența, cum spune Loredana. Tu nu ești prima dată aici, așa încât vreau să te întreb din perspectiva unui om care a venit și a revenit la cursurile Academiei de Coaching. Cum privești pe termen scurt, dar și pe termen lung, investiția pe care ai făcut-o în acest curs?
atât ca timp, cât și ca bani. Da, întotdeauna, deci investiția în toate cursurile care le-am făcut, deci este cea mai bună investiție și o să spun întotdeauna, cea mai bună investiție pe care am putut să o fac în mine. Și recomand tuturor să facă această investiție, pentru că practic ceea ce învățăm noi aici este cum să ne trăim viața. Și cred că ar trebui să practic aceste cursuri să fie introduse în sistemul educativ din toate țările. Deci nu știu că este introdus la noi încă, cred că încă nu, dar sunt convinsă că cu toate proiectele care le avem, cu voluntariatul în școli, în licee, care și eu o să mă implic acum, în acest moment, o să facem un pas spre această schimbare. Pe termen scurt, sunt încântată. Deci, pur și simplu, ce pot să spun? Deci, conștientizări în timpul cursului, cum am spus înainte, deci m-am descoperit pe mine, iar pe termen lung, deci pot să spun că mi s-a schimbat percepția asupra vieții, asupra anumitor experiențe pe care le-am trăit. Acum, bineînțeles, când am făcut primul curs, deci aveam o anumită viziune asupra vieții, acum am altă viziune. Deci am început să accept multe situații care înainte nu le acceptam. Am început să accept și persoanele din viața mea, să le accept modul lor de a trăi, deci le respect atât valorile lor cât și valorile mele. Deci înainte, practic, încălcam valorile pentru a trăi după valorile altora. Și asta, deci, acum îmi dau seama, deci asta e ca să vorbim, investiția pe termen lung, da, a dat roade, pentru că acum chiar vreau să-mi trăiesc viața după valorile mele. Deci la început nici măcar nu dădeam seama că trăiam după valorile altora. Și, deci, după acum, dacă privesc în perspectivă, între primul curs care l-am făcut și acum, după 2 sau 3 ani, alt curs, al treilea curs, practic, eu am mai repetat și alte cursuri, dar este al treilea curs care nou pe care l-am făcut, îmi dau seama că mi-am schimbat complet percepția asupra vieții și, deci, privesc totul cu mai multă, cum să spun, înțelegere, compasiune, respect față de mine și față de cei din jur. Ce te-a făcut să revii la cursurile Academiei de Coaching? Ce m-a făcut să revii? Mă simt foarte bine în această familie Academiei, deci îi mulțumesc, Loredane, din tot sufletul. Ce m-a făcut să revin? Pentru că sunt mai mult decât, să spun, 100% mulțumită, 1000% mulțumită. Și pentru că totdeauna am primit mai mult decât m-am așteptat. Deci, eu am făcut foarte multe cursuri în viața mea, și în țară, și în străinătate, foarte multe. Am și, nu vreau să vorbesc de studiile mele, am și un master în România, master în Spania, dar acest curs mi s-a părut cel mai practic pe care l-am făcut, toate cursurile Academiei, deci mi-a adus foarte multă valoare și au fost cele mai practice cursuri din toată viața mea, pe care le-am putut să le aplic în viața mea și în viața mea, atât personală cât și profesională. Și pe deasupra, un bonus, ca și bonus, pot să spun așa, pot lucra cu colegii și vreau să continui să colaborez cu Loredana și cu colegii în toate proiectele Academiei, toate care eu aș putea să aduc valoare. Și asta mă face să cresc ca persoană și mă simt minunat.